despre comoara lui Decebal s-au spus multe. Sunt și mituri, e fără îndoială și o doză importantă de realitate. Zboarele antice, chiar romane, Cassius Dio, spune că Decebal și-a îngropat comoara în apa râului Sargeția. Acum, care a fost râul Sargeția? Mulți au zis că ar fi râul Strei. Numai că e o oarecare nepotrivire. Nu s-a uitat lumea la context foarte bine. Cassius Dio spune că apa Sargeției trece foarte aproape de cetatea Sarmisegetuza, ori locul respectiv nu avea nicio legătură cu Sarmisegetuza. Așa că e foarte probabil să ai fost tot undeva în apa grădiștei, foarte, foarte probabil, în apropierea cetății, așa cum au fost îngropate, de altfel, toate celelalte tezaure. Misterul aurului dacic, în fiecare luni de la ora 21 la History Channel.